Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Stumble Guys pe acest canal. De data asta vom debloca un skin secret foarte mișto, complet gratuit, așa că rămâneți neapărat până la final. Dar înainte de asta, nu uitați neapărat să apăsați toți pe butonul de like în 3 secunde. 3, 2, 1 și like. Sper că ați apăsat și voi pe butonul de like, pentru că ce urmează să vedeți este absolut incendiar. Pe lângă asta, acum unii oameni pot avea numele colorat, adică frate, pot avea numele și mov, și albastru, și orice culoare, pur și simplu, aproape orice culoare. Hai să vedem înainte de asta ce lucky spin îmi dă aici, ce skin îmi dă, nu ce lucky spin, doamne ferește, pentru că așa se numește Will-ul. Însă da, se pare că îmi dă cel mai nașpa comun de pe această roată, 2 Stumble Tokens. Cred că nu o să mă ajute cu absolut nimic, dar în fine, ce mai contează, hai să coltăm Stumble Tokens, iar acum să dăm un lucky spin. Aici poate îmi dă măcar și mie o legendară, sau dacă nu mi-l dă pe Moș Crăciun, haide du-te să ducem, îmi dă legendară, fie că îmi dă scheletele. Oh, bine mă, perfect, nice, așa am crezut și eu. Deci cred că nu mai am nimic de colectat pe aici pe la Stumble Pass. Hai să dăm și noi un epic skin. Da, perfect, hai să vedem, poate îmi dăm măcar specială pe video. Cum ar fi să iau și o legendară și o specială în video ăsta, gen să deblochez o legendară și îmi dă și specială. Nu, fie întâi îmi dă regele. Ai că nici regele nu-mi dă. Da, se pare că a fost doar ghinion, dar se pare că mai putem deschide o dată, așa că hai să vedem de ce nu. Bun, între timp, bă frate, nu știu, nu prea vin foarte multe chestii noi pe Stumble Guys, în afara faptului că a venit doar chestia asta cu numele colorat. Da, nu știu ce să zic. Ok, deci nu mai pot să deschid, nu? Da, bine, mă așteptam. Deci ce a venit nou, practic acum content creatorii pot avea numele colorat aici, adică să și-l schimbe. Și gen pot să aibă numele colorat, gen albastru, mov, roz, culori de genul, vă dați seama. Dar pot să și-l țină și roșu. Și pe lângă asta mai pot să-și pună în nume, din câte am văzut, boss, goat și mai era ceva, parcă am uitat ce. Știu doar că era un boss, goat și mai era încă ceva în afară de ouci, da, am uitat ce, mă rog, nu știu, nu e foarte relevant, așa că hai să deschidem un free spin aici. Hai să vedem dacă ieri a venit un skin gratis Jade Nyan Beast, adică Nyan Beast doar că verde, da, hai să vedem, poate îmi pică măcar. Haide, se duce, no, îmi dă legendarea DJ Jet. No, deci n-are mă cum, bă. Bă, n-are cum, e măsluită roata asta, pur și simplu e țeacă pe față. Hai să vedem, știți cum se spune, până la urma a doua încercare cu noroc, cred că așa se spunea. Hai să vedem, poate îmi dă ceva mișto. Haide, se duce. Îmi dă Genian Beast. Bă, n-are mă cum, bă, e pur și simplu măsluită roata asta, e țeacă pe față. Da, în afară faptului că roata asta e foarte țeacă și a venit un skin Jade Nyan Beast, adică Nyan Beast doar cu verde, pentru că nu mai au imaginație de skin-uri noi, a venit doar această roată unde poate să spice Stumble Love, fiind dacă îi bagă skin-urile de iubire, de dragoste în mijlocul verii. N-are niciun sens, dar mă rog, în fine, cum să mai facă și niște bani. Și a venit această roată Chibi Will cu skin-urile astea, practic de băiat anime sau jumate anime, da, nu știu, cele ciudat. În afară de acele roți, au venit 3 oferte cu gemuri gratis, dar da, destul de nașpa dacă mă întrebați pe mine. Adică poate asta la 26 de lei e cine știe ce, dar în rest nu. Bun, e fie întâlnă, bă, a venit ofertă cu Rabbit Raider, adică skin-ul ăla de iepure pe skateboard, la 33 de lei. Bă, ăștia au nebunii de tot, mă. Păi nu i-am luat gratis și acum cine nu l-are, dă bani pe el. Da, deci ăștia la Stumble Guys, nu știu ce să zic despre acest marketing. Destul de ciudat, nu o să cumpere nimeni dacă mă întrebați pe mine, nu știu cine ar da, lăsați în comentarii dacă voi ați cumpărat, deși nu prea cred că cumpără nimeni. Dar în fine, skinul pe care îl voi cumpăra astăzi, adică nu îl voi cumpăra de fapt, care îl voi primi practic, pe care îl voi debloca practic, va fi acest Laser Shark și probabil și Twister, nu știu, hai să vedem, să dăm un match aici fără discuții, dăm direct play, hai să vedem ce se poate întâmpla. Bun, haideți să vedem oare ce m-am pot să pice, eu cred că o să pice Laser Dash. Nu Laser Dash, de fapt Laser normal. În ultimul timp se gândește mult, frate, ce mapă să-ți dea. Bă, fie tână că am ghicit, ești nebun? Nici eu nu mă așteptam să ghicesc, dar aparent, da, de ce nu? Cred că sunt Nostradamus de România sau ceva, dar nu știu, nu mai contează, hai să vedem. Fie tână că a ieșit unul din meci, acum mai trebuie să pice doar 15. Bă, mie îmi convine asta. Perfect, de unul deja a picat, ok. Nu știu cum ar trebui să mă poziționez aici. E destul de ciudat pentru că poate să dea un picior din orice unghi și e destul de greu, practic. Nu neapărat destul de greu, e destul de riscant, adică sar așa frumos. O să pice mulți, probabil. Da, o pica câțiva, nu știu, picior. Am dat picior la toată mulțimea. Ok, haide frumos, să broderez ar pe aici, picior din nou. Ma, nice, cred că am omorât și eu unul dacă nu mă înșeală memoriul. Nice, bă, mie nu mi-a dat nimeni picior sau pum, deci mă bucură chestia asta. Bă, ce se mișcă mașa din așpa, da, nu știu. Haide broderez ar pe aici. Mamă, bă, da, sare cu delay, nu prea-mi place, dar ce mai contează având în vedere că m-am calificat foarte lejer, așa că dați neapărat un like pentru asta. Dacă ați ajuns până aici și nu ați apăsat încă pe butonașul de like, pentru că este foarte important. Hai să ne mai dăm cu părerea ce m-am pus să pice acum. Eu cred că o să pice la Valent.
No, se pare că a picat Honey Drop. Mamă, urăsc cum apasă Honey Drop, nu vreau să pice absolut niciodată, dar da, ce să faci? Până la urmă e un joc și trebuie să joci toate mapele. Până la urmă n-ai ce face. Hai să încercăm și noi să nu cadem, dacă putem spune așa. Sar aici. Nice. Bine, perfect. Nu știu unde aș putea sar. Ok, o să merg pe aici. Da, mai sunt doi de ăștia playeri. De ce erau sparte platformele fix acolo? Să sar și eu aici. Deci nu cred. Ok, brodere. Frumos, elegant, legal. O să-i dau pumnul ăsta. Nu, ăsta-i dau. Ok, brodere, sar. Nu! Nu cred! Nu cred că am fost al 8-lea care a picat. Deci nu-mi vine să cred așa ceva. Nu-mi vine să cred, bă, cât ghinion la maxim. Mai dă încolo de treabă, bă, frate, bă. Zici că sunt blestemat sau ceva. Am cel mai mare ghinion de pe jocul ăsta, bă, în fiecare episod spun asta. Deci nu glumesc, nu știu, nu e posibil așa ceva. Hai să luăm acest Leicester Shark până la urmă. Parcă era legendar, nu știu. Hai să vedem, să dăm aici special 100%, nu e? Da, e clar. Hai să vedem, brodere, pe unde e, mă, frate, că nu-l văd. A, bă, da, uite, la aici. Bă, sincer să fiu, nu e cine știe ce. Normal că nu mai pot să dau un meci la acest event, pentru că, ce să vezi, eu am picat ultimul, frate, pe locul 8. Dacă nu picam al 8-lea și mă calificam în runda următoare, primeam automat 10 gemuri și mai puteam să joc o dată. Dar vezi, mă, frate, bă, e insane jocul ăsta, pur și simplu. Dacă ai ghinion o dată, te-ai dus, nu știu. Nu e cine știe ce, sincer, skinul ăsta. Dar hai să vedem ce mapă o să pice. Cred că o să pice asta. Da, Abduction Avenue. Bă, haide, mă, mai ridică sau ce? Nu o să ajung. Bă, frate, e insane, mă, frate, ce ghinion pot să am pe jocul ăsta. Bă, dar numai eu am așa ghinion. Lăsați și voi în comentarii dacă și voi aveți așa ghinion, nu știu. Hai, bro, de sar pe aici. Nice, sari și nu prin boost-ul. Da, wow, forță. Cred că deja s-a dus jumate de mapă în față. Da, asta e partea a treia. Ok, brodere, haide, ia-mă pe sus. Nice, perfect, emote acum. Mamă, frate, dar sunt patru în fața mea. Ok, haide, sar pe aici. Emote și sar și eu pe asta. Ok, mamă, dacă nu săream aici turban, pur și simplu emote la ăștia. Uite-te și tu, jocul ăsta zici că ține cu ei. Zici că are ceva împotriva mea jocul ăsta. Ok, sare așa, brodere, frumos, elegant, legal. Bă, nu mă așteptam, sincer, să mă calific al treilea, dar destul de mișto. Bun, haide să vedem exact ce vreau. În semifinal se pare că a picat Hot Wheels. Hai să vedem pe mapa asta, presupun că știți că sunt cel mai bun din România. Hai să vedem, bun, pe aici. Și da, bă, aparent nimeni nu știe schema aia în care să pronunciezi mai mult. Adică, practic, nici nu e pronunciat, alunecat, dacă putem spune așa. Ok, haide să sar pe aici. Nu, n-am prins aia, dar pe asta o prind. Bă, uite-te și tu, trebuia să sară prima aia din mijloc, dar de-a până la urmă o să trebuiască să dau un emote ca să-i prind pe ăștia din urmă. Ok, brodere, emote. Mi se pare că îmi dă mașina albastră. Nu, no, se pare că mi-a dat mașina albă. Dar ce mai contează, pentru că mă calific 100% și 100% să mă calific pe locul 1, pentru că ăla cu mașina albastră nu știe să joace, o să mă lovească asta. Bă, fii atent că nu m-a lovit, am avut destul de mare noroc, dar nu eram la boost-ul. Da, dacă ăla cu mașina albastră ia boost-ul, e destul de posibil să mă întreacă, dacă mă întrebați pe mine. Ok, frumos, brodere, nu m-am lovit de aia. Bă, se pare că destul de lejer. Luăm pe aici toate boost-urile și mă calific, nu mă lovesc de acești dinți. Iar da, se pare că locul nu ca de obicei. Bun, haideți să vedem, se pare că în final a picat Botbash, dar destul de clasic dacă mă întrebați pe mine. Ok, brodere, mamă, fii antenă, bă, ce am fentat aceste gărgărițe, cum s-ar spune. Haide, brodere, fac o schemă. Încercam eu să fac o schemă să... Ok, nu cad. Nu! Ok, mamă, bă, ce schemă am făcut. Nu vrei să cred. Încercam să fac o schemă. Ok, doamne, iar cred că o să cadă. Deci o schemă practic să stau pe acest hidrant. Nu știu dacă ați făcut vreodată schema asta, dar însă poți să rămâi puțin blocat pe acel hidrant și practic nu poți să te lovească gărgărițele și sucul ăsta de portocale, dar nu prea miese. Poate există doar niște skin-uri cu care ți se, deși, nu știu, e cam ciudat. Ok, mamă, ce cred că o să cad și eu. Fie întâlnă că mai sunt doar doi. Pumnul ăsta. Hai că mi se dă pumnul dacă ceva. Nu vine să cred, bă! Da, cel mai mare ghinion, după cum știți. Nu uitați neapărat de like, share, subscribe. Sper că v-a plăcut acest episod. Dar nu uitați că postăm video mâine și noi ne auzim data a viitoare. Și pa, și pa.